Ce faci? În general? Da. Mă relaxez în timp ce muncesc. Jucăți pe plajă? Ah, frumos! Mă numesc Nița Alexandru, am 31 de ani, de profesie bucătar. Până să ajung pe malul mării, cam din 3-3 luni cam schimbam locația și orașul. Pe gândul să renunț la prieteni, să renunț la tot ce mă înconjoară, ca să mă conectez exact pe bucătărie. Seara să stau cu stelele mele, dimineața să stau cu tigăile, știi, cam asta era ideea. În seara asta gătesc tartar de păstrăv cu fructul pasiunii, quinoa, căpșuni, avocado, un tartar de păstrăv, reinterpretat un pic. Acest preparat e propria mea creație. N-am mai văzut nicăieri tartar de păstrăv. Pentru că nimeni nu prea îl gătește. Păstrăvul e un pește foarte bun care cam uitat de Dumnezeu. Bucătar sunt de 4 ani numai și am început foarte repede. După un an de experiență am început să devin șef bucătar. Am început să creez conceptul pac-pac. Am început cu mâncare vegetariană, întotdeauna pac-pac a fost pe mâncare. Cât mai de bun simț am numit eu într-un fel. Foarte mișto a început conceptul că a fost nevoit să modul electric este ca să gătesc acolo. Mi-am dat seama pe drum că n-am finanțe, adică trebuie să-mi cumpăr o tigaie, trebuie să-mi cumpăr aragaz, trebuie să-mi cumpăr condimente, să-mi cumpăr legume și de unde. Și uite, așa a investit prietenul lui fratimul, a investit banii și am făcut, ținut festivalul cu fratimul, prieteni din cartier, care n-aveau nicio treabă cu bucătăria. Și am reușit să vindem 5.000 de porții. Și 5.000 de porții au fost făcute de mine. Că m-a ajutat oamenii la tocat la baze, dar toate 5.000 făcute de mine. Că am avut antebrațul vai de capul lui. Și mi-am dat seama că, ok, mi-am găsit rostul în viață. Cu muzică, că îmi place muzica. Sper ca, când o să vadă preparatul, să-și dea seama că e făcut de un profesionist. Adică, pe mine m-ar ajuta chestia asta. Un pic. La emisiune am venit ca să-mi pot să-mi fac ideile mele, să ajung mai cunoscut și mai apreciat în ceea ce fac. Și asta doar prin muncă. În momentul de față fac amestecul de tartar. L-am marinat în fructul pasiunii și în lime. Amestecăm peștele cu legumele care am tăiat. În general, când mă apuc de gătit, nu prea am emoții, dar la emisiune am foarte mari emoții că e un preparat care ori îți place, ori nu îți place. Adică nu prea este, hai că merge. În primul rând, când fac o farfurie, cel mai important este gustul. Apoi, automat, trebuie să fie și aspectul. Și e mai frustrant acum, că sunt bucătar șef de un an, doi ani de zile și am o încărcătură mai mare, să nu mă fac de râs acum. Știi, că nu știam bucătărie, nu mă știa nimeni de bucătare aia. Scăpam mai ușor. Dar acum, da, sunt mai mulți ochi pe mine. Hai, mă, să vină ceva ce n-am mâncat niciodată. Hai, mă, ciucă, ne dai și nouă ceva bun de ceva mâncare? Bun. Dai și nouă un concurent de 4 cuțite? Ce e, Florin? Zine și nouă, măcar așa. Măcar zine și nouă. Ai și tu o vârstă, te înțeleg. Și eu mă uit așa și zic, hai să punem un pariu. Eu nu am văzut, jur. Doar am miros. Păi ce pariu? Crede, mă, Florin. Păi ce, că ați pierdut? Ați pierdut, nu te spăra, frate, amândoi. Și trebuie să gătiți amândoi și nu gătiți de două zile. N-am găsit lobodă și salată. Fă niște scoverci, fă ceva de racu, de apă cu făină. Numai fă ceva, bă, putoare, bă, că nimic nu faci, bă. Știi ce avem aici? Ce avem? Și jur că nu m-am uitat. Savarină. Savarină? Dacă e savarină, o mănânci pe toată? Da, clar, îți dai seama. Băi, fii atent, îmi plouă în gură. Eu aș mânca un tartar de pește. Este tartar de pește. Dacă e tartar de pește, mănânci tot? Nu, dacă e savarină, mănânci tot. Și dacă e tartar de pește, nu, hai să facem pari. Jur că nu m-am uitat. Jur. Dacă e tartar de pește, dacă e tartar de pește, îl mănânci pe tot. Ok. Gata? Și dacă nu? Și dacă nu e, mănânci tu. Mănânci eu tot. Bine. Hai. 3, 2, 1 și... Da. E un ceviche. Bă, cred că e ceviche. E ceviche. E tartar. Bă, nu-i tartar. Da, nu-i tartar. Nu-i tartar. Mănânci. Nu-i tartar. E ceviche. Bun apetit. Am păi, arată bine, e mic, poți să arată bine, arată bine, arată chiar foarte bine. E mic, poți să mănânci. Dar are un simț estetic destul de bine dezvoltat acest concurent. Hai, ia cu pâine, ia cu pâine. Vrei puțină pâine să poți să înghiți? Hai, ia cu pâine să poți să înghiți. Hai, mă, poți să mănânci. Ia, eu am mâncat o munte de quinoa, pe bune. Eu iam pe aici. Hai să vedem ce mâncăm. E un pește. Bă, parcă nu e pește. Peștișorie. Am zis prima oară că e Saint-Jacques.
Dar nu e sânjar. Are și pește. Fructul pasiunii, cred. Avocado. Bă, cred că are și clams. Era sigur că până să știe ce mănâncă. Dar prea multă quinoa pentru toată povestea, să nu înțeleg ce să pui quinoa. Trebuie să fie picant. Pilaf de quinoa. E pilaf de quinoa, zice Bontea. Nu, e mă. E un fel de ghiveș, măiși nebunacă. Ghiveș de pește. Peștișor. Vezi tu, Florin, cum îi dai în două panseluțe, cum îl apucă foamea. Asta, că acum să crede la... Am pierdut un pariu, frate. Eu mă țin de pariu, mă. Bă, dar te-am prins cu farfurie cea mai mică, mă, frate. Ești fericit? Da. Bravo. Dar fii, am mâncat tot. Ai mâncat. Vezi avantajul vieții de vegetarian. Care e? Nu mă simt plin. Dragii mei, țineți minte ce avem aici. Pescar profesionist. Aviator. Se plimbă până toată lumea asta. Comandant de navă. Nu de navă, mă. Dar cum îi spun? Aeronavă. Aeronavă. Eu cred că avem fix comandant de, de navă spațială, frate. Deci ăsta e Picard în persoană. Băi. Cum să zboare mă doar aici? De film, mă, Florica. Ai început să ai și concurenți imaginari pe bun. Cosmonaut... personaj de film. Cosmonautul și mănâncă numai quinoa, pentru că asta le dau ăștia în punguțele alea și le face cu apă, așa și... Au calculat ăștia greșit traiectoria când ai intrat în atmosferă și ai ajuns direct aici, la noi, la Romexpo. Bă, și ce fac acum? Ce găsim, mă, ciucă? Ce faci tu? Ce? Nu știu, trece aici la concurs. Nu? Ceva de genul, da? Da, da. Hai totuși să vedem ce-i cu el. Nu cred așa ceva, bă. Salut! Ce făniță! Haide, te rog, haide! Ce faci? Ce fac un băiat, bă? Am venit să vă văd, că altfel n-am cum să vă văd. Sunt mereu ocupați. Concurești pe bune? Da. Pe... vreau să-mi fac ceva al meu. Cum ar fi? Deja am început. Am o bucătărie la Vadu. Ah. 10 metri de mare. Ma, mișto. Mii de rapane, legume din sat. Mă, puiul tate, ce-ai mai făcut tu, mă, dacă nu le-am văzut? Am cam călătorit din restaurant, din loc în loc. Păi de ce, mă? Nu mi-am găsit locul. Am și fugit din București, special ca să pot să mai am contact cu nimeni, să fiu strict pe bucătărie. Anturajul? Anturajul, n-am. Mai ești la o bere, la orice, la orice. Și așa am plecat, n-am. Stau la Sovata, unde eram în jurul meu mai... Mă, bune? Da. La Sovata, unde acolo facem micul arbătare? Preparatul ăsta, la Sovata, că aveam păstrăv de la... Cum să? Și l-ai făcut? Era în meniu. La Sovata. Da. Pare că îți place să stai... Visător, nu. Să nu, dar să stai și solitar, așa, solitar. Da. Pescărușul nebun. Nu, da. Singur, pe lume. Deci cum te regăsești? Păi dacă am pierdut mult timp, măi, adică m-am făcut către la 27 de ani, trebuia să recuperez într-un fel, nu? Ești prea mic. Cum e mic, are 31 de ani. Cu Linar vorbim. Câți bani vrei tu pe lună, mă, ca să mă. Nu vreau bani, vreau... Nu vrei bani, dar ce vrei? Vreau să fiu liniștit. Băi, puștule... Ce puști, bă, că e mai mare ca tine. E mai mare ca mine. Cu Linar vorbim. Cu Linar vorbim. Dacă ar fi să mergi mai departe, în ce echipă ai vrea să ajungi? Mai pui și întrebarea. Da, La tine, normal. Tot la mine. Normal. Bun. Niță, am mâncat la farfuria pentru că am făcut un pariu cu Sorin înainte. Ai auzit, probabil. Da, da, da. A fost așa rău? Dar ce-a fost asta? Da, era tartar de păstră, modificat. Nu foloseam așa mult fruct pasiv. Da, mă, dar e prăjit. Nu e prăjit. E fiert în lămâie. Nu. În lămâie și... S-a gătit foarte mult. Ceviche. Pasta. La un ceviche pui prima oară lămâia și după aia uleiul de măsline, la un tartar pui prima oară uleiul de măsline și după aia lămâia. Ca să uleiul protejează carnea și nu permite lămâii să o ardă. Da. Invers, devine ceviche. Hai! Hai să vedem, Alex, ce ai făcut tu astăzi? Alex. N-a fost suficient pentru mine. A fost riscant, am zis de la început, adică ori îți place, ori nu îți place deloc. A fost așa un pic din toate, tăiat aia l-am dat la ciupercile mi-au făcut asta. Mersi. Bă, n-am știut cine e în spate. N-am știut cine e în spate și acum nu-mi pare rău. Pentru că, așa cum ți-am zis și acum 3 ani, trebuie să trăiești mâncarea sincer. Ca să o trăiești sincer, în primul rând trebuie să o mănânci. Uite-te la tine cum arăți. Te ia vântul pe sus, prietene, pe la Vadu, pe acolo, dacă nu ești atent, te neci instant. De chestia... Nu-ți place mâncarea să o mănânci? Ba da, ba da, tocmai de-aia sunt așa. Că o savurez să mănânci. Și de multe ori gătesc înfometat, special ca să-mi doresc mai mult preparatul.
Și uite să mă, da. Am spus că nu-mi dai, vă jur. Spre deosebire de multe alte lucruri pe care le-am gustat pe aici, preparatul tău este și colorat și proaspăt la gust. Și vorba lui Bontea, de sare, de mai învățăm. Am tot pus, mă jur. Am tot pus. Ok, mai punem. Mulțumesc. Salut, felicitări. Mă simt extenuat, obosit, chiar și un pic venit de pe lună, așa. Dar și foarte fericit că am reușit să iau cuțitul, mi-am îndeplinit până la urmă primul scop,